Bună seara și bine v găsit! Iată o nouă ediție Ar Cultura, ca de obicei la această oră pentru voi toți cei care ne sunteți aproape sunt Dan Pârvu. Sper să fiți în număr cât mai mare pentru că de această dată vom vorbi despre un film care sper să ne intereseze pe noi toți, filmul Nastii, un film dedicat lui Ilie Năstase, un film pe care vă îndemn din tot sufletul să mergeți să-l vedeți. Așadar, alături de mine, în această discuție, se află cei trei regizori, Cristian Pascariu, Tudor de Popescu și de domnul Tudor Giurgiu. Vă urez tuturor, bine ați venit! O să începem chiar cu începutul, pentru că domnul Giurgiu nu poate să stea foarte mult alături de noi. O să pun prima întrebare, de aceea chiar... Domniei sale, așadar bănuiesc că este o întrebare care obosește deja, mai ales în această perioadă, sper, de cât mai multe interviuri. Cum cum s-a născut acest proiect și de ce tocmai o personalitate ca lui Ilie Stase? Proiectul s-a născut, cred că, din dorința de a, de a face un prim documentar sportiv. Dedicat unei mari personalități din România, dar al face, cum am mai spus eu, cum scrie la carte, adică la un nivel, cred, de profesionalism, cum nu cred că s-a făcut în România deloc până acum sau nu s-a abordat acest gen. Asta însemnând găsirea unor materiale de arhivă în premieră, căutarea lor pe tot Mapamondul, interviuri cu sportiv de top din în special din afara țării în cazul de față colegi parteneri de de tenis ai lui Ilie legende ale sportului mondial. Deci asta a fost pariul de a, de a nu face jumătăți de măsură și sigur ăsta fiind genul filmului ne-am gândit cine poate fi un posibil personaj Principal, nu avem mari legende în viață, în afară de cei pe care îi știm și îi iubim. Mă refer la, la Ilie, la Nadia, la Hagi și încă probabil doi-trei alții. Ori Ilie, dintre toți, e probabil personalitatea cea mai spumoasă, cea mai interesantă, plină de, de controverse, care cred că ajută și fac cumva strănesc curiozitatea și fac ca demersul nostru sau ne-au ajutat ca demersul nostru să fie mai, mai interesant. este foarte adevărat, Ilie Năstase este o, o personalitate, cel puțin cum reiese din filmul pe care toți trei ați reușit să-l nu știu, să-l în mod miraculos să-l puneți uh, pe picioare, că altfel nu pot să spun, apare așa ca o personalitate mai mult decât flamboiantă, o personalitate cum rar, cum rar vezi, ajungând de pe locurile astea românești, să aibă o asemenea notorietate și până la urmă să se bucure de o asemenea simpatie, totuși, din partea celor cu care a avut de-a face, din partea propriului colegi, în primul rând, și trebuie spus că acolo numele care apar în film sunt absolut... Tot legendare, iar pentru mine, ca privitor, a fost într-adevăr un șoc pe pozitiv să văd cum lumea era atât de bine dispusă să vorbească despre Năstase, indiferent de pe ce de pe ce poziție, totuși până la urmă toți, toate lucrurile se duceau într-o singură direcție, omul este extraordinar. Cam asta și a, rar, rar se întâmplă a, asemenea lucru. A, vreau să vă întreb, pentru că știu că minutele sunt a, numărate aici, Acum, privind după Bănuiesc că atâtea săl prin care deja ați proiectat filmul. Sunteți mulțumit? Cum vi se pare toată această aventură? Eu cred că reacția publicului de până acum vorbește de la sine, adică nu mă așteptam să fim lideri de box office după primul weekend. Vin oameni de toate vârstele, ceea ce mi se pare esențial. Vezi în săli o categorie de public care nu vine prea des, mă refer la cei trecuți de 60 de ani, cei care au trăit și au, au, i -au fost contemporani lui Ilie în perioada în care el a obținut cele mai mari succese, dar vezi și oameni tineri, vezi nepoții primilor vezi influencer, vezi cupluri care probabil merg, au auzit că filmul e bun și vor să vadă legenda Anastase în acțiune. Deci cred că într-un fel sau altul pariul nostru a funcționat și mă bucur că, că, filmul place. E trecând de toate premiile și de recunoașterea internațională sau care sigur sunt foarte des atunci când vine vorba de succesul unui film românesc cred că filmul ăsta vine să restituie în plus o dimensiune pe care noi nu o aveam și anume tipul ăsta de, de performanță fabuloasă și incredibilă a unui sportiv român, Ilie de al nostru despre care noi doar am auzit, dar niciodată n-am fost de fapt conștienți de cât de mare a fost, a fost, această performanță și cât de mare a fost Ilie în lume în anii 70 80. Da, este foarte adevărat. Am văzut că nu va a fost teamă totuși, nu știu dacă asta a fost o treabă de comun acord între voi trei, dar nu va a fost teamă să-l prezentați pe Ilie și în momente de fragilitate. Există câteva cadre acolo emoționante cu el acum în bestiar. Se vede, se vede trecerea anilor, bineînțeles. Pe de altă parte și momentele în care lumea l-a taxat pentru anumite derapaje emoționale bineînțeles bazate toate pe temperamentul lui mai mult decât vulcanic lucrurile astea sunt foarte bine cumva puse în balanța acolo, nu știu cum se, se întâmplă chimia sau alchimia compunerii acestui tip de aluat din imagini dar mie mi s-a părut că filmul are cam de toate. Asta s-a cerut sau asta pur și simplu a fost o treabă spontană care să evită între voi trei aici? Cred că e, e, un fel de aluat și de compoziție care a fost pe care personajul o cere. Adică sunt convins că Tudor și Cristi vă pot spune mai multe, mai în detaliu, ei fiind foarte prezenți la, la montaj și la tipul ăsta de, de și la modul în care s-a născut filmul în, în, în final, dar cred că nu puteai să ignori o dimensiune a lui, nu? Dacă vorbim de Ilie, cel Exploziv, Ilie șarmant, Ilie obscen, adică toate astea trebuiau să coexiste: vulnerabilitate, fragilitate, cu atât mai mult cu cât el nu prea lasă să se vadă latura asta a lui. Ilie a fost și cred că e într-un fel un om foarte timid și cu o nevoie extraordinară de a fi înconjurat de prieteni sau de e frică de singurătate. Deci, toate astea, cred, trebuiau să apară în film, nu puteau fi eludate. Da, este foarte, foarte interesant, într-adevăr. Pentru mine, tot acest, nu știu, carusel și de sentimente, și de imagini, și de. Nu știu, caturi ale, ale filmului extrem de extrem de rapide. Asta a fost o cerere, nu știu, n-am văzut foarte multe documentare în care ritmul succesiunii să fie uneori absolut fantastic de rapid și aproape să ajungă așa într-o într tensiune ca într-un film de acțiune. Iar e întrebarea pe care aș fi vrut să vă pun este o alegere personală, sau asta este un fel de rețetă de succes de care știați că există și ați marșat pe ea, sau cum, se, cum stau lucrurile? Acum, sigur că ne-am uitat și sunt niște referințe de filme care au fost produse în ultimii 10-15 ani despre mari sportivi, indiferent că e despre Ayrton Senna sau. John McEnroe și evident putem să discutăm și să despre, despre, despre un anume tip de, de obișnuință cu care generația Z sau poate cei imediat următori sunt obișnuiți să consume film audiovizual conținut Uh, trebuie să-i captivezi, trebuie să-i ții de la bun început uh, alături de tine, alături de film. De asta și ideea uh, acestui început care te ia așa pe sus și cumva te, te, te duce direct în inima acțiunii și îți dă câteva repere despre personajul Năstase, Cumva asta a fost o o discuție pe care am avut-o toți trei și am agreat să demarăm așa, iar mai departe, cred că Tudor o să vă povestească mai mult, pentru că el, până la urmă, e cel responsabil de montaj și el știe cât de important a fost să variem și să uh, filmul să, să poată să aibă, sigur, și momente lirice și momente de acțiune, dar și tăieturi foarte rapide între meciurile și toate imaginile de arhivă pe care le-am găsit. Da, personal eu am perceput așa un fel de crescendo continuu continuu până la momentul în care uh, venea secvența cu Revoluția unde uh, cum să spun contrastul era atât de mare cu ceea ce fusese înainte, totul e o culminație e o euforie fantastică în, în jurul personajului și și a parcursului și sportiv și, cum să spun, personal al lui, al lui și dintr-o dată tot ce nu și ăla cu anul 89 și tot ce se întâmpla într-un contrast atât de nepraznic, poate cu toată viața atât de colorată, atât de fantastică, atât de în lumina reflectoarelor lui ce se întâmpla pe partea cealaltă a lumii, efectiv, pentru noi în momentul respectiv, mi s-a părut iar, nu știu dacă era la secțiunea de aur, așa cum se fac obiectele astea artistice în general, dar venea acolo exact ca un punct de respiro și pe urmă Totul reluat uh, uh, cu Cupa Davis. Uh, uh, foarte, foarte inteligent, mi s-a părut <coughs> și, nu știu în același timp foarte ușor accesibil să, pe, pe înțelesul unui unui privitor, nu neapărat hiperavizat, doamne ferește, dar era pe firescul așteptărilor. Asta mi se pare ceva fantastic și aseară, pentru că am avut plăcerea, așa spune onoarea, de a participa la Elvir Popescu la această proiecție, am avut aceeași impresie și cred că și reacția să acea doamnă care n-a mai așteptat nici să spuneți bună seara, nici să deschide cineva vreun subiect și a spus primul cuvânt, a fost mulțumim. Mi s-a părut extraordinar. Sper ca și la can lucrurile din partea cel puțin publicului să fie pe, pe măsura a ceea ce am văzut. Aseară în sala Elbir Popescu, cred că aveți așteptări, nu? De la ce se va întâmpla la cel mai mare, cea mai mare de... piață de film. Da, e, o... e festivalul cel mai mare din lume, piața cea mai mare și sigur filmul trebuie să m-aș bucura, să placă și să fie vândut, să fie văzut de oameni din toată lumea. Asta e de fapt scopul principal, e o proiecție care ajută filmul ajută la poziționarea filmului la vânzarea lui și cred că e, e un film pentru mulți nu neapărat pasionați de tenis dar pentru public din toată lumea. Da, o ultimă întrebare pentru că nu vreau să mai, vă mai rețin Ilie Stase are un feedback pentru dumneavoastră aici toți trei v-a spus ceva este mulțumit. Lui Ilia. Lui Elie a plăcut filmul, cred că vrea să-l revadă. Nu știu dacă a apucat la brașov ieri când am avut o proiecție, zicea că stă să-l vadă. Pentru el e o. el se uita la film ca un copil mare, ceea ce așa, e, așa și e. La toate proiecțiile vorbește într-una, împreună cu partenerii de. cu vecinii de scaun. Uite, uite ce s-a întâmplat acolo și ăla și Adică el <trui> trăiește filmul ăsta, e foarte interesant, a trebuit filmat probabil, pentru că îl, îl trăiește la aceeași intensitate, explică cum a fost, face și, cum se spune la teatru, extra textul și contextul situației respective. Cred că e, e, Eu cred că e mulțumit și sigur că el vă va, va spune că ar mai exista material de făcut și Nasti doi și trei și mai putem continua. Da, cred că ceea ce ați reușit toți trei în acest film este ceva fantastic să prezentați un om care și-a iubit propria viață, iar viața l-a iubit pe măsura iubirii pe care i-a arătat-o, ceea ce este un lucru rar. E greu să vezi un om nu știu, la capătul, nu e la capăt, doamne ferește, să-i urăm de acum înainte încă, nu știu, un infinit în care se poate derula mintirile, dar să vezi un om care după un parcurs totuși de, iată, deja șapte decade, este mulțumit cu ceea ce a făcut. E un lucru rar și cred că ar trebui să fie consumat filmul ăsta și din punctul ăsta de vedere. Terapeutic, deci se poate. E o speranță pe care azi reușit să o faceți. Domnule Tudor Giugiu, vă mulțumesc, nu vă mai reținem, mulțumesc. noi rămânem aici în studio. Încă o dată, felicitări. Mulțumesc. Domnule Cristian Pascariu, domnule Tudor de Popescu, așadar, rămână să continuăm discuția noastră. În primul rând, bineînțeles, vă adresez felicitări. Entuziasmul încă nu m-a părăsit, m-a ținut și peste noapte și mai ales sunt foarte fericit pentru că întotdeauna e o discuție întreagă cu filmele românești, n-are rost să intrăm în ea, dar de data asta trebuie să recunosc că mă sui pe masă și aplaud cu tot, cu tot ce pot sper să se bucure de succesul pe care îl merită acest film domnul Giurgiu spunea că uh, ați nu știu, ați consultat și alte filme și ați reușit totuși, ceea ce mi se pare mie fantastic, ritmul filmului mi se pare cu totul și cu totul extraordinar uh, aproape că nu, nu te odihnești, nu te obosește nu este nimic repetitiv în, în ceea ce se întâmplă acolo iar asta mie mi se pare un lucru rar ca simplu privitor, bineînțeles. Acum, toată lumea amestecă măcar un singur film pe zi, pentru că așa au ajuns vremurile, nu, nu mai este uh, ca înainte, nu că ne-am pricepe cei care consumăm, doamne ferește, așa ceva, dar totuși, la un moment dat, se creează un oarecare simț, că am ști după vreun sfert de oră, 20 de minute, cu ce poți să ai de face, dar aici totul este absolut, uh, nu știu, pentru mine, este din zona ideală. Sper că cei care ne ascultă să fie cât de cât măcar curioși și să umple săile mai departe. Întrebarea este aceeași: ce ați făcut altfel? Pentru că mie mi se pare că lucrul pe care îl aduceți în fața privitorilor este. Cumva, totuși, din altă zonă. Nu este ceea ce te aștepți. Adică, practic, te duci să vezi un documentar despre Anastase Ok, dar nu te aștepți să pleci așa, totuși, pe, nu știu, Egvestru. Vii vi la infanterie și pleci pe cal după ce, vezi, după ce vezi filmul ăsta. Cum ați reușit toată treaba asta? Uh. Noi ne-am propus de la început să, să facem un film entertaining. Adică asta a fost uh, provocarea, uh, și cu Tudor discutam, și cu Tudor Giurgiu și cu Tudor Popescu discutam acest lucru. Și, într-un fel, noi am început cu o variantă mai scurtă, de 2022, pentru, pentru TIF, și acolo ne-am. Uh, ne-am obișnuit, ne-am cunoscut mai bine în cabina de montaj și am început să ne dăm seama cine este Elie Năstase și ce poate oferi acest personaj, această personalitate extraordinară și lucrurile au venit de la sine într-un fel nu a fost nu stăteam cu rigla sau cu secundele să numărăm a, acum trebuie să fie dinamic, acum tot a venit organic, adică luam un moment, de exemplu intro despre care povestea și Tudor Giurgiu, și am zis, ok, trebuie să fie ceva entertaining, trebuie să fie ceva dinamic, trebuie să fie ceva care te aruncă în sus și după aia te trântește în scaun. Și având toate materialele astea de arhivă, având, avându-l pe Elie stase, era destul de simplu să facem acest lucru. Și a ieșit. Adică, într-un fel, într-un fel sau altul, noi nu ne-am propus să te ținem acolo tot filmul, dar pe măsură ce avansam în montaj, ne dădeam seama că lucrurile trebuie să meargă în felul ăsta și trebuie să funcționeze așa. Și, nu știu, poate să mai zică și Tudor de ritmul și de cum am făcut tăieturile. Și... În primul rând, trebuie să recunoaștem că am fost norocoși. Am fost norocoși că am luat parte la acest proiect unde am avut resursele de a căuta peste tot, de a cumpăra toate arhivele care sunt foarte scumpe, de a avea suficient de multe interviuri cât să putem să folosim uh, numai esențialul și ce era absolut necesar de la fiecare om care vorbea și uh, norocul că am avut toate aceste materiale în legătură cu Ilie Năstase, în primul rând pentru că a avut foarte multe întâmplări în viața lui și a avut o viață foarte plină și pentru că le-am avut pe o bună parte din ele documentate. Știți, după un timp, na, arhivele uneori nu rămân, mai ales cu cât merge mai mult în spate și este o minune că am avut atâtea materiale din anii 70 atât de valoroase, știm și de anumite întâmplări pe care nu le avem ilustrate, dar am avut suficiente cât să putem să dăm acest ritm pe care eu unul mi l-am dorit, adică dorește asta la un documentar în special, vrei să să transmiți cât mai multe ne-am dorit să fie cât mai dens și și sinut să intre cât mai multe lucruri E într-adevăr un, un, noroc că totuși există această posibilitate de tezaurizare a informației, mai ales ceea ce privește pe Iliana Stase pe imagine. Cât au durat filmele? Pentru că bănuiesc că a fost un tur de forță să-i găsiți pe toți acești mari sportivi, toate aceste super personalități ale tenisului. Am început uh, filmările în 2021, prima dată am început cu Iliana Stase și... Cred că am avut cam trei zile atunci în prima serie de interviuri, iar uh, primul invitat special, să-i spunem așa, a fost Rafael Nadal. Și de acolo John McEnroe, Boris Becker și așa mai departe, adică am avut extrem de multe personalități în film. Problema cu ei nu a fost neapărat dorința de a apărea în film, deoarece în momentul în care vorbeam că Ilie Năstase face un film, toți acești oameni erau foarte încântați și voiau să vorbească despre, despre el. L-am mai avut și pe Cosmin Hodor, care este foarte conectat în lumea tenisului internațional, și ne-a deschis niște uși. Iar provocarea a fost să ne sincronizăm programul cu programul lui John McEnroe, de exemplu. Noi știam că ne lasă să filmăm, e de acord să filmăm cu el, dar nu știam când. Și într-o anumită situație, ne trezeam cu trei zile înainte, haideți în Dubai sau haideți în Mallorca. Că vă poate primi Nadal, să vă poate primi John McEnroe și trebuia să ne luăm bagajul și să zburăm acolo. Și asta se întâmpla și în timpul pandemiei, cu diverse reguli din diverse țări, după cum știți foarte bine. Și cam asta a fost procesul de a, de a lua interviurile. În același timp, eu și Tudor Popescu aici, stăteam foarte mult la montaj și asamblam aceste lucruri, făceam diverse încercări. Și pe măsură ce avansa și montajul, se trăgeau și interviurile. Adică producția și postproducția funcționa în același timp, adică și stadiul de mijloc și stadiul de final din, din procesul de creare unui film erau cumva în același timp. Da, mi s-a părut, părut, fantastic acest, acest efort și acest tur de forță, pentru că sunt foarte, foarte multe personalități acolo, de la Stan Smith, e... Codeș, Billy Jean King, nu știu, când, numai când le spui numele, spui istoria tenisului. Da, Jim, Jimmy Connors, da, Jimmy Connors, nu tublo, mai spun, na. bineînțeles, da. prieten, frate, aproape, cumva. Care recunoaște că de da. la el a învățat multe. Da, 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 adică totuși ne am văzut, rare ori am văzut așa, nu știu, o, o o sumă de atâtea personalități și toate zâmbind, nu-și puteau reține zâmbetul în momentul în care vorbeau despre Anastasia. Deci, cum să spun, era așa un, un fel de, uh, cumva, un fel de adunare a prietenilor care vorbeau uh, <laughs> despre Anastasia și rememorau anumite secvențe din propriile lor, lor vieții de neuitat. Este un lucru foarte, foarte rar. Mi se pare că, până la urmă, E un fel de victorie personală a lui Ilian se, se să poată să amprenteze viețile altora la modul ăsta. Bineînțeles că o personalitate ca lui nu poate să fie iubită de toată lumea. Poate el și-o fi dorit acest lucru dar este imposibil pentru că la ce temperament avea iar titlul filmului spune foarte clar nastic din din capul locului. Avea parcă și o, o poreclă, Mr. Nice and Nasty. Adică lucrurile sunt foarte clare pentru toată lumea. Acolo era un, 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 amestec, un cocktail de ăsta incendiar și nu știi niciodată pe ce parte a paharului joci și ce gust o să-ți rămână în urma contactului. Dar, cum să spun, lucrurile... Lucrurile sunt extraordinar de colorate în tot ceea ce ați realizat. Cum a fost contactul în momentul în care luați aceste interviuri? Dincolo de faptul că lumea își dorea să, să vorbească despre Năstase. Um... Pentru, pentru, cei care erau implicați în filmare, ați simțit vreun moment de reținere din partea lor sau a, lucrurile au mers tot așa în direcția pe care o, o avea și Năstase? Toate au curs lejer, nimeni nu s-a abținut de la a spune ceea ce simțea a, că trebuie să spună. Da, noi avem, am avut și interviurile, dar avem și materialul brut și am uitat destul de mult, am trecut prin tot materialul brut, oamenii au fost sinceri, și au vorbit fără, fără nicio problemă și fără menajamente, adică nu, nu s-au sfiit să spună lucruri mai uh, dure despre Ilie Năstase și în același timp nu, nu erau uh, cu un gust amar după ce l-au întâlnit pe Ilie Năstase. Adică chiar așa s-a întâmplat, adică oamenii erau fericiți că pot vorbi despre Ilie Năstase și... Să au putut să rememoreze aceste lucruri Adică în, cum îi vedeți în film Așa sunt și în realitate De că nu a fost ceva diferit În spatele camerei spuneau Lucruri foarte urâte despre Ilie Sau foarte pozitive despre Ilie Și după aia în fața camerei erau Cu totul altfel E, e acolo o secvență cu Ilie Anastase Și cu Arthur Ashe când Ilie îl bate pe cap pe Arthur și iar Arthur și are, nu știu, o atitudine așa de, de sfânt aproape, lângă Ilie năstase. Probabil că se obișnuiseră, se știau unul pe altul, coabitau și toți coabitau cu, să zicem, nebunia asta cumva artistică, cumva estetică, poate nu știu, poate era și o chestie de showman în toată treaba asta, dar este evident că toți îl luau ca tare pe Nastase și cumva le plăcea ceea ce se întâmpla cu viețile lor. Am văzut că documentarul pune foarte mare accent pe faptul că Nastase a schimbat în mod fundamental ceva în tenis și raportul publicului cu sportul ca atare, dar și de la o reformă a regulamentului și tot ce s-a întâmplat acolo în urma comportamentului lui pe teren, și până la atitudinea generală, adică ecuația vis-a-vis -vis de tenis, după Năstase, s-a schimbat și în ceea ce privește regulile de joc, dar și abordare. John McEnroe spune la un moment dat că nu mai era un club de elită select scorțos sau de altă natură ci uh, era cu totul și cu totul altceva altă atitudine un alt tip de înțelegere a, a sportului. Uh, toate lucrurile astea uh, le-ați știut v-au surprins uh, în momentul au fost noi în momentul în care le filmați au fost o descoperire sau au fost o, un target pentru eu unul pentru voi știam. Câteva lucruri, dar nici pe departe câte am descoperit lucrând la documentar. Dar cumva, pe o parte din ele am ajuns să le știm, poate înainte de anumite filmări și interviuri. Pentru că Cristi și Tudor au făcut o documentare destul de puternică înainte și. De asta am putut să îi întrebăm pe respectivi intervievați despre lucrurile astea ca să le putem avea povestite în film. Adică, cumva, ăsta, ăsta, a fost procesul. Și eu nu știam despre Năstase, na, sigur, că a fost numărul 1, că a câștigat patru turnee de Masters, că a câștigat multe turnee de simplu, de dublu. E unul din ce, cei 10 jucători care au peste 100 de titluri ATP câștigate. Sunt doar 10 jucători în lumea asta, e totuși bine de știut și de repetat, așa că ideea americanii oricum sunt fanatici cu statisticile și asta spune ceva despre el. Da, este cred că al doilea jucător ca număr de meciuri în Cupa Davis, zic bine, Cristi? Așa este, așa este. Da. Um, are cu siguranță multe recorduri impresionante, um, mai ales că uneori, după cum ați văzut, meciurile cu el nu erau neapărat cele mai plăcute. Deci cred că, apropo de ce povesteați înainte, oamenii, adică ceilalți jucători cu care erau și prieteni, cumva... Sigur că îl plăceau foarte tare, dar nu cred că le era foarte confortabil să joace împotriva lui. Cred că, le cred că mai degrabă s-ar uita la un meci între el și altcineva. <laughs> dar odată ce ieșim de pe teren, Camaraderia dintre ei era foarte puternică. Vorbim de alt moment al tenisului, în care jucătorii erau mult mai apropiați, cum nu sunt acum, acum sunt da. foarte izolați. Da. Și, na e o lume foarte frumoasă, în care se antrenau unii pe ceilalți, se ajutau mult mai mult. Lucruri incredibile, aproape de ne necrezut și de neconceput în ziua de astăzi. A fost o lume diferită, în mod evident, adică acum gândindu-mă la cum era Ilie stase și cum este acum Ilie stase apropo de ce schimbări a provocat în lume, este un personaj foarte interesant, el nu s-a schimbat. Ilie stase, chiar Boris Becker, parcă spune în film, este la fel și acum și cum era și acum 50 de ani. Și asta ea... Este o provocare când, când faci un film, pentru că tu de obicei ai nevoie de un personaj care are o evoluție, fie că e în bine, fie că e în rău, trebuie să aibă o evoluție. La Elie asta e paradoxal, dar el nu regretă nimic, el așa este, deci um, cum umbla după fete când era tânăr, probabil că și acum, doar că nu mai acționează, dar se uită probabil, și are această vitalitate în continuare. Uh, iar lumea s-a schimbat, s-a schimbat foarte mult și asta am încercat noi să punem în documentar cât de mult este diferită umanitatea, într-un fel, și societatea în care trăim în 1970 față de 2053, da, în, în 50 de ani și cum s-au schimbat lucrurile, câteodată în bine, câteodată în rău. Adică nu este o... în niciun caz nu este o critică asupra tenisului de astăzi. Noi doar am prezentat o perspectivă constatare. diferită, o constatare. Sigur, fiecare spectator poate să decidă, e bine, e rău. Aici ține de, de fiecare în parte. Dar noi nu am vrut să punem o amprentă. Atunci era mai bine, acum e mai rău sau acum e mai bine și atunci era mai rău. Era doar foarte diferit. Da, și cred că era cumva și o perioadă. Hai să o denumim așa, puțin romantică, față de ceea ce se întâmplă. Acum totul este probabil extrem de tehnologizat, știința are un cuvânt extrem de. știința sportivă, vreau să da. spun. aplicația în sport probabil că are un cuvânt determinant în tot ceea ce se întâmplă în viața sportivului și ca tare tot stafful probabil că. <laughs> merge uh, la secundă cu programul, îmi imaginez. Lucrurile sunt într-adevăr trase cu rigla acum și limitele sunt deosebit de clare din toate punctele de vedere. Um, atunci uh, Lilia a intrat într-o lume în care limitele erau destul de șterse și oricum le am împins foarte tare. Deci, da. da. E la un moment dat, dat, dat unul dintre Arbitrii parcă spune acolo că erau 10 paragrafe mari și late, după care tenisul se desfășura și cam... Da, a... înțeleg că codul de conduită a tenisului avea 3 pagini. Asta acum... spune tot. Na. Probabil că tot e mult de 300. Mic. Spunea că ar trebui și încerca să scrisese 500 de pagini. <laughs> și de si, sigur, nu de cod ar... de conduită în sine, da, dar da, de notițe da, bazate da. pe experiența din meciurile cu Ilie Da, rog. Nu știu, la o... Ash uh, mi s-a părut un personaj angelic aproape în toată, în toată ecuația asta uh, cu Năstase. Uh, Ne-am bucurat dar... foarte tare să-l avem pe Eș, adică sigur el nu mai trăiește din anii 90 și faptul că am avut aceste interviuri cu el și am putut să, să îl lăsăm să-i spună punctul de vedere împreună cu ceilalți pe care i-am intervievat în zilele noastre ne-a, ne bucurat foarte tare. Un fantastic jucător, dar toți, toți, erau de la Billie Jean King, care este recordmanul absolut, recordman absolută, bineînțeles, a, a, acestui sport. Record women. Da, woman, da, 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 39 de, de titluri câștigate, ceva... De, de domeniul SF-ului. Și până la Bjorn Borg, care vorbea cu atâta până la urmă căldură de tip suedez, ok, dar se era clar că era căldura acolo când vorbea despre, despre Anastasia, totuși ceva cu totul și cu totul excepțional. Am și o întrebare totuși de culise, să spunem. Mai rar să vezi un film făcut de trei regizori. De obicei, aici ideile și propria concepție contează extraordinar. Cum ați reușit totuși să vă puneți de acord? Cum, cum a funcționat această întâlnire și cum... Cum ați ales să faceți lucruri așa, în în în, în formula la asta? Cred că suntem cu toții suficient de maturi și raționali să înțelegem dinamica de grup, dinamica celebra, de grup. Din celebra din dinamica nu, de grup. ne Am înțeles foarte bine, adică această întrebare sigur acum vine foarte foarte des, dar da. în momentul Producției să spunem așa nu ne-am gândit foarte mult la acest la acest proces pur și simplu discutam foarte mult decideam ce momente să intre în film și atunci le, le făceam și dădeam feedback fiecare ne ascultam opiniile părerile deci era destul de simplu iar când existau pentru că desigur au mai existat momente divergente în care unul avea o altă opinie. Eu, fiind, trei persoane, supuneam la vot și majoritatea câștiga. Și... Da. Triada, treimea, iată că funcționează până la urmă și scaunul, și că stă mai bine pe trei picioare. sigur. Cum sigur, da, cumva pare un pic ciudat, dar nu e deloc neîntâlnit în lumea documentarului să existe mai mulți, mai mulți regizori. se Contează foarte mult ce se întâmplă la montaj, mai mult decât de obicei, des montării ajung să fie, să fie creditați și în general sunt proiecte care se întind pe mulți ani, care necesită na, un atac puternic și pe partea de filmare și pe partea de documentare din arhive și pe partea de montaj, deci de asta cumva... Nu uneori se întâmplă să existe aceste echipe ca să se poată întâmpla multe lucruri în același timp. Important, sigur, a fost, important a fost compatibilitatea dintre noi și cred că fiecare dintre noi a pus ceva de la el în filmul ăsta. Mi se pare că e o chimie care a funcționat perfect <coughs> și absolut spectaculos, cel puțin din punctul meu de vedere ca privitor. Ieri spuneați, domnule Pascariu, că vă interesează personajele gen outsider. Uh, și fără să vreau m-am gândit la Dobrin imediat uh, în momentul în care a spus uh, acest lucru uh, un personaj tot așa cam din uh, zodia lui, lui Năstase, bineînțeles cum cu totul ar parcurs ar putea să fie exact în oglindă față de Năstase uh, tot așa absolut legendar uh, tot un personaj care uh, nu știu în jurul căruia s-a creat uh, o aură și aproape o, o mitologie tot anii 70, așa că mă gândeam că poate dacă mai funcționează această tripletă, m-am gândit să, să îmi permit să aduc în discuție figura lui Dobrin, pentru că pentru mine jocul de fotbal al vieții mele este un joc între Fece Arge și Dinamo, probabil cu un Dobrin în vârstă în care ei trebuiau să câștige Dinamo, bineînțeles, cu Dudu Georgescu, cu toate alte legende în alte direcții. Altă chestie pe care nu o știam, apropo, paranteză la ceea ce vreau să spun acum, nu știam că Ilie cocheta și cu fotbalul, dar iată că în mod spectaculos a ales racheta. Mă rog, și acel meci pentru mine este de neuitat și mi se pare supremul și merită un film. Mi-aduc aminte când eram copil, fusese, domne, nu fac decât paranteze în paranteze, un film în care în jucători de fotbal și știu că era Ardiles, parcă acolo, parcă și Pele, nu mai țin minte în filmul ăla, și Sylvester Stallone erau cu toții într-un lager de prizonieri în al doilea război mondial și se făcea un meci de fotbal la sfârșit. Mă gândeam la Dobrin de, de fiecare dată după ce am văzut meciul ăla și am văzut și filmul uh, nu știu dacă își mai aduce aminte cineva de, de filmul ăsta uh, dar știu că atunci copil fiind eram absolut uh, nebunit uh, și bineînțeles că Ardiles face o braziliană dă de meci de, fă, de mingea peste cap era în nebunie uh, uh. Uh, și mai ales în ochii de copil totul era fantastic. E, și Dobrin îi bate de unul singur, pur și simplu este unul versus sistem. Toată lumea aștepta că era pur și simplu Dinamo câștiga campionatul, trebuia doar să bată, de fapt trebuia doar să bată, trebuia să nu mănânce bătaie. Și în ultima secundă, exact ca în filmele americane, ca în șabloanele șabloanelor, șabloanelor posibile, e, Dobrin bagă gol, Țopescu deja spunea... E, Dinamo e campioană, dar nu a, e, gol, a, fecerge, ceva, fantastic. Și asta uh, întotdeauna pentru mine a rămas uh, culmea era că la vremea respectivă eram dinamovist. Da. <laughs> da. Deci uh, dacă uh, Ilie am înțeles că și-a dorit o statuie și un film, cred că și Dobrin, săracu ar merita. E, e un fel de neo pentru mine, personal, e un fel de neo, el versus sistem, versus mașină, versus orice, de unul singur uh, uh, a, a făcut chestia asta. Nu știu, dacă mai sunteți... Eu cred că după <laughs> Nasty, nu știu cum și ce proiect vom face în continuare, dar trebuie să ne gândim foarte bine, deoarece sunt atât de multe personalități în România, încât cinci ani pentru fiecare <laughs> este o viață de, este om, o viață de om și, într-adevăr, suntem trei, dar timpul trece la fel pentru toți trei, deci... <laughs> Uh, dar sper uh, ca și nu știu, sursă de inspirație pentru alți regizori, uh, ce s-a întâmplat cu Nasty, succesul la public, uh, acum a fost selecționat la festival de film de la Cannes, adică e posibil să deschidă niște drumuri și alți regizori să caute puțin în istoria României sau să caute puțin în istoria personalităților din România și să își dorească să spună astfel de, de filme despre Dobrin, Nadia, Hagi, adică avem destul de multe nume importante și trebuie doar să există această pasiune din partea oamenilor și cum a făcut și Ilie în tenis, noi sper că am arătat că se poate și sper că am arătat că este, dacă te ții și ești profesionist și nu faci rabat la calitate, poate să iasă ceva extraordinar. Da, într-adevăr, această calitate a filmului și pentru mine este fantastică. Sper, sper să aveți succesul pe măsura efortului depus la can acolo, pentru că e, e un moment important. Cred că și pentru nostalsi pentru un fel de revenire în, în Franța, cred că e într-un fel țara lui de adopție, ce relația pe care o are cu cu această uh, țară și sper ca publicul să-l înțeleagă iarăși, să se reconecteze uh, la uh, legenda Anastasia. Acum, pentru că mai avem doar două minute, uh, aș vrea um, să vă pun această întrebare. Uh, sunteți mulțumiți? <laughs> Acum, privind la propriul copil, cu ar veni? Eu, unul, sunt destul de mulțumit și sunt foarte bucuros de fiecare părere pe care o prim și fiecare față zâmbitoară care iese de la film. Asta e ceva ce cel puțin pe mine mă încarcă pozitiv. Într-adevăr, e și eu pot să spun că sunt mulțumit și, și fericit și mă bucur foarte mult că am reușit să facem un, un film care este și pentru oameni care au trăit alături de Elie Năstase, dar și pentru cei tineri care pur și simplu n-au auzit niciodată de Ilie Stase și este un film care funcționează în ambele, în ambele părți și dacă ești influencer pe Instagram și stai toată ziua pe TikTok, dar și dacă ai văzut Cupa Davis din 72 cu Ilie Stase Și Ion Ciriac. Și în țiriac Este un personaj absolut fabulos și el în această în această prezentare a lui Ilie Stase. Eu, e atât de colorat și atât de nu știu. E e într-adevăr de impact. E un alt punct extraordinar pe care l-ați reușit cu, cu, imaginea lui Ion că aici. E, îmi pare rău că a trebuit să pun capăt acestui dialog. Vă mulțumesc încă o dată pentru, e, pentru filmul oferit. Sper ca cei care ne-au ascultat să fi devenit puțin mai curioși să și să-și dorească să intre în sălile de proiecție. Domnule Cristian Pascariu, domnule Tudor de Popescu, vă mulțumesc, bineînțeles și domnului Tudor Giurgiu pentru participarea de la debutul acestui dialog. Tuturor și că ți avut răbdarea să ne urmăriți să fiți alături de noi până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.